sunt la Valencia să conduc cel mai nebun RS pe care Ford l-a creat vreodată, adică noul Ford Focus RS. Mașina aceasta are motor de 2,3 litri EcoBoost preluat de pe Mustang, dar recalibrat, regândit cu un plus de putere, alt sistem de evacuare, iată cum sună eșapamentul natural, fără niciun fel de electronică, deci e o mașină absolut încântătoare pentru senzațiile pe care ți le oferă din punct de vedere acustic, cel puțin. E drept că e foarte ușor să te uzi și să fii foarte încântat așa, să fii extraordinar de impresionat de o astfel de mașină, e normal. Acum, această mașină, pentru prima dată în istoria lui Focus RS, vine cu tracțiune integrală, ceea ce înseamnă că tot felul de lucruri nebunești se pot întâmpla, dar despre aceste lucruri o să vorbim un pic mai târziu pe circuit. Întrebarea esențială la care trebuie să vă răspund este dacă această mașină este potrivită ca mașină de zi cu zi. Răspunsul este da, dacă nu ai o problemă cu mașinile care au suspensii rigide, pentru că în afară de suspensia incredibil de fermă, de tare pe care o are mașina, în rest totul este cam ca la Ford Focus ST. Deci volanul, interiorul, sunt mici diferențe de culoare, dar în rest, în afară de aceste performanțe și de suspensie, nu e ceva care să trădeze faptul că te afli în cel mai diabolic Focus făcut până acum. De-a lungul timpului am avut ocazia să conduc toată gama Ford Performance, Fiesta ST, Focus ST, Focus ST Diesel, chiar Mustang cu ambele motorizări, 2,3 litri, deci acest motor și 5 litri. La fiecare mașină poți să vezi pe etape cum Ford a tot crescut nivelul de performanță și de competențe, practic, în a face mașini sport, cu adevărat sport, pentru că pe această mașină, de exemplu, acest motor cu tracțiune integrală standard este capabil să trimită mașina până la 100 km pe oră în doar 4,7 secunde. Deci deja tot ce coboară sub 5 secunde înseamnă un nivel de performanță foarte ridicat întâlnit la modele Porsche, unele modele de la BMW, nu toate, și așa mai departe. Deci, practic, intră într-un teritoriu foarte de nișă, așa, Ford cu acest model. Acum voi încerca funcția Launch Control, prima dată pe o cutie de viteze manuală pentru mine, nu știu să existe prea multe astfel de sisteme. Ce trebuie să faci este să folosești butoanele de pe volan din partea stângă, mergi în zona de Settings, OK, apoi Driver Assist, OK, apeși ambreiajul mai întâi, apoi activezi Launch Control, pentru că dacă faci invers, mai întâi activezi Launch Control și după aceea calci ambreiajul, ce se va întâmpla este că Launch Control se va dezactiva și atunci aceasta este ordinea corectă. Apeși ambreiaj, activezi Launch Control, angajezi prima treaptă de viteză, accelerație la podea, iar apoi eliberezi ambreiajul brusc cât mai repede cu putință. Acum voi încerca pentru prima dată funcția de drift. Ce trebuie să faci este să activezi modul drift de la butonul de lângă schimbătorul de viteze și să decuplezi complet sistemul SP. Evident, asta trebuie să o faci doar într-un mediu controlat, pentru că e foarte ușor să greșești, bănuiesc, nu știu, e prima oară când o fac. Apoi, după ce ai activat modul drift, ai decuplat sistemele electronice ale mașinii de stabilitate, angajezi treapta întâia de viteză și doar cu treapta întâia poți să faci lucrurile astea. Acum hai să vedem și ce iese. Wow, e nebunie mașina asta. Acum sunt pe circuitul Ricardo Torno din Valencia.
obosesc și obosesc destul de greu, din ce am observat. Iar în modul track, spatele este ușor jucăuș, atât cât trebuie, să te simți bine, să te distrezi. Intră acum pe linia boxelor pentru încă un tur, probabil ultimul. Am plecat de pe linia boxelor, accelerație la maximum, primul viraj. Foarte, foarte bine stă această mașină la prima vedere. Și frâne, iată, foarte, foarte bune. Ce mi se pare interesant e că totul e foarte bine calibrat în mașina asta, direcție, suspensii, totul e exact cum trebuie. Poate că mi-aș fi dorit măcar ca opțiune o transmisie power shift cu dublu ambreiaj automată, pentru că e clar că motorul și totul suportă chiar mai multă performanță decât atât decât sunt eu în stare să schimb, practic. Niciodată o cutie manuală nu va fi la fel de rapidă ca una automată. După drumuri naționale, launch control, drift și circuit, Ford Focus RS m-a convins că e o bestie alături de care e minunat să trăiești viața de șofer. Iar acest lucru e mai aproape de realitate ca oricând, pentru că din primăvara lui 2016, Focus RS vine și în România, cu pornire de la circa 37.000 euro, cu tot cu TVA.